Partidul Șor a fost lipsit de suport financiar din partea statului. Autoritatea electorală centrală a decis lipsirea formațiunii politice de alocații financiare din partea statului pentru o perioadă de un an. Lipsirea de alocații vine ca urmare a sancțiunilor aplicate anterior sub formă de avertisment de către Comisie Electorală Centrală. Vicepreședintele CEC, Pavel Postică, a spus că sancțiunea este motivată inclusiv de faptul că această formațiune politică nu a declarat sursele din care s-au achitat interpreții care au cântat pe scenă de la Bălți în cadrul unui concert organizat recent. Este vorba de o sumă de 21.665 de lei care lipsește din rapoartele financiare prezentate de această formațiune politică, a concretizat oficialul. În același timp, Postica a precizat că la 4 decembrie, candidatul independent Nicolae Grigorișin a dispus o sesizare prin care a reclamat că Marina Tauber a desfășurat agitație electorală cu o zi înainte de cea a alegerilor. Inspectoratul de poliție Bălți a fost sesizat de către Autoritatea Electorală Centrală pentru a cerceta cazul și a întreprinde acțiunile care se impun.